Salut, eu sunt Oana, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți. În această săptămână voi vorbi despre evaluarea națională, pentru că, deși e toată minunea asta cu corona, tot se dă, deci... N-ați scăpat, să-i dăm drumul. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care vi le-aș putea spune e să nu vă stresați. Știu cum sună, știu. Am fost în locul vostru la un moment dat și... Stresul chiar nu m-a ajutat absolut deloc. În schimb, ce v-ar putea ajuta e să repetați ceva în fiecare zi. Asta nu înseamnă că repetați tot într-o singură zi, mai degrabă repetați o chestie mică în fiecare zi și continuați așa până la evaluare și o să fiți foarte bine, vă garantez. Ce vă mai poate ajuta e să rezolvați câte un test pe zi, unul la română, unul la mate și... cu chiu, cu vai, tot le rezolvați, tot înțelegeți și rețineți ceva de acolo și o să fie bine. Ascultați ce am de spus acum, pentru că e sincer cea mai interesantă chestie din tot videoclipul și restul e cam pe lângă. Cu 3 zile înainte, vreau să îți iei toate cărțile, caietele, notițele, să le citești efectiv încă o dată, doar le citești. Și asta e într-un fel recapitularea ta finală înainte de examen. După chestia asta, cu 2 zile înainte de examen, vreau să nu mai faceți nimic. Să nu mai puneți mâna pe un caiet, să nu mai repetați, să nu vă mai stresați, să vă luați pauză. Ce v-ar mai putea ajuta e să învățați cuvinte cheie și să faceți tot felul de corelații interesante între o anumită compunere pe care o aveți de învățat și ceva din viața voastră de zi cu zi, pentru că astfel vă promit că nu o să uitați. Nu vă stresați, pentru că stresul nu vă ajută absolut deloc. Nu vă lasă să vă concentrați cum trebuie, nu vă lasă să gândiți cum trebuie și nu o să reușiți să obțineți o notă fantastică. Deși să spunem că v-ați pregătit foarte mult și chiar ați investit timp și efort în toată minunea asta. Nu. Ăsta e un videoclip foarte scurt și la obiect. Cel mai important e să știi cât de cât materia, să nu te stresești, să ai încredere în tine, pentru că te descurci. Subiectele astea sunt făcute în așa fel încât să le poată rezolva cât mai mulți elevi. Majoritatea reușește să treacă cu o notă bună. Deci n-ai de ce să te stresezi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pe Facebook ca să mărim această mică comunitate, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți și până data viitoare m-am dus, pa!